Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea! Facem împreună astăzi un haul de cumpărături pe care eu le-am făcut pe site-ul celor de la Shein. Am aici pachetul, ia uitați cât este de mare! Nu l-am desfăcut, abia l-am primit ieri și am zis repede, repede să filmez pentru că sunt și eu curioasă să văd exact cum arată lucrurile pe care le-am comandat. Este destul de mare pentru că am comandat câteva chestii și pentru casă. O să vedem împreună despre ce este vorba. Așa că avem astăzi unboxing și haul cu produse de la Shein. Avem de toate, și produse pentru casă, și produse pentru și îmbrăcăminte pentru femei gravide, însărcinate și pentru copii. Bineînțeles, de fiecare dată când pun o comandă pe site-ul celor de la Shein, nu pot să nu iau și Corine câteva rochițele, pentru că au modele foarte faine și diferite față de ce găsim pe aici prin magazine, și de data asta mi-am comandat și eu câteva haine de gravidă. Nu mai știu exact ce am comandat pentru că aveam mai multe chestii puse acolo în coș. Am mai comandat și înainte, poate o să fac un haul exact cu haine de gravidă comandate de pe Shein, și am fost foarte mulțumită, sunt foarte faine și am zis să mai încerc să mai comand câte un articol, două, să văd exact despre ce este vorba. Așa că facem astăzi un haul. Înainte să încep însă, știți foarte bine că mi-ar plăcea foarte mult să vă abonați canalului meu, m-ați ajutat și pe mine foarte mult, așa că apăsați acolo butonul de subscribe, apăsați clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată când postez eu, și dacă vă place clipul acesta, atunci dați-i și un like sau distribuiți-l către persoanele care considerați voi că ar fi interesate să îl vizioneze. Vă mulțumesc așadar, like, subscribe, repejor, și să începem. O să tai punga asta pentru că nu vreau să foșnesc foarte mult. Mi-am adus și un foartec. Vroiam să vă spun că și de data aceasta comanda a ajuns foarte repede. Cred că în 10 zile am primit comanda. Eu de obicei mă uit pe site-ul celor de la Shein, îmi pun acolo produse de fiecare dată când găsesc ceva în coș, și când se adună o anumită sumă, atunci plasez o comandă care vine, așa cum vă spuneam, destul de repede aici în Austria, cam 10 zile. Plata o fac printr-un cont de PayPal. Deci totul merge foarte bine. Iar despre retur nu știu ce să vă spun, pentru că nu am făcut niciodată retur. Ia să vedem. Și o să las așa jos pachetul. O să vedem, o să încep aici cu aceste pungi care ocupă și cel mai mult spațiu. Așa cum vă spuneam, am comandat pentru casă câteva huse pentru pernele de pe canapeaua de pe terasă. O să desfac doar una pentru că sunt toate la fel. Nu mai știu exact câte am comandat. Am comandat pe diferite dimensiuni și le-am comandat pe oranj. Așa văd că pe cameră se vede un pic frez, dar sunt mai mult oranj. Și sunt pur și simplu niște huse. Dar văd că sunt foarte bine lucrate. Sunt pentru canapea, pentru perne. În funcție de dimensiunile de care aveți nevoie, vă comandați. Da, arată foarte bine. Aici este un pic murdar, dar cred că se spală. Sunt un pic transparente, nu știu dacă se vede, adică nu sunt foarte groase la material, dar sunt ok. O să le pun eventual pe canapea și o să vă fac o poză. Dacă nu, o să vă inserez aici poza așa cum arată ele pe site și prețul, pentru că nu mai mi-aduc aminte exact ce preț au avut. Aceasta cred că este una pentru o pernă din aceea mică. Mi-am comandat și din acelea mai lungi și, așa cum vă spuneam, acestea sunt cele care ocupă cel mai mult loc. Dar sunt ok, calitativ sunt ok, pentru că nu au costat nici foarte mult și le pot spăla la mașină, le pot scoate, le pot schimba, pot alege și alte culori. O să vedem după ce le folosesc dacă sunt mulțumită de ele sau nu. Și trecem la hăinuțele de copii. De data aceasta am întrebat-o pe Corina ce vrea și a zis că vrea unicorni și inimioare. Așa că am comandat unicorni și inimioare. Iar prima este aceasta. Acesta cred că este, stați să vedem. Da, este un compleu, un duo. Ia să vedem, care are o fustă. Așa, cu din tiul este fusta, cu inimioare, alb cu roșu, dar mi se pare un pic cam scurtuț. Are pe dedesubt, are o jupă și
Eu le-am comandat pe toate mărimea 100, pentru că atât este Corina acum, dar mi se pare un pic scurtuță, deși cred că îi vine foarte bine acum, exact, cât le poartă, câte sezonuri, iar inimioarele acestea pe tutiul sunt cu sute, nu sunt lipite. Sunt cu sute, sunt foarte făinuțe, da, este ok. Iar în partea de sus, compleul are o bluziță simplă, aceasta este din bumbac, cu volănaș și în aceeași nuanță, deci așa vine compleul acesta. O să vedeți și poză atunci când o să pun aici cu imaginea de pe site și este foarte fain. Eu am mai cumpărat genul acesta de combinație cu tiul în partea de jos și bluză în partea de sus și sunt de foarte bună calitate. Mi-au plăcut și acesta este ok. În momentul în care comand, așa ca un trick, să vă spun, eu ce fac, mă uit întotdeauna la compoziția materialelor și aleg de obicei cele care sunt sau au în compoziție mult bumbac. Și atunci sunt și ele ok. Bineînțeles, asta este din tiul și se știe, dar bluzița este foarte faină. Da, arată bine acest compleu și sunt sigură că o să-i placă. Corinei e înnebunită după chestiile astea cu tiul, cu tot felul de chestii de prințesă, să spun așa. Și sunt sigură că o să-i placă. Ia să vedem. Următorul produs este tot o rochie, pentru că numai rochie am comandat, nu am comandat și altceva. Ia să o desfac repede. Aceasta este super colorată și o să vedeți că sunt rochii de vară. Deși nu este chiar vară afară, i-am comandat așa ca să aibă pentru zilele călduroase care urmează. Și aceasta este așa, o rochie cu o pasăre foarte colorată aici. Nu știu ce-o fi ăsta, un papagal foarte colorat. Mi s-a părut pe site, parcă că partea de jos stătea un pic mai înfoiată. Este așa, dintr-un bumbac destul de sintetic. Nu știu dacă bumbac sintetic, dar partea de sus este faină. Este bumbac, bumbac, partea de sus, un bumbac subțire. Și partea de jos este așa, mai colorată. E un pic cauciucată, sau nu știu cum să spun. Sper că o să pot să o calc după ce o spăl. Așa că o rochiță destul de colorată. Am zis că vara acum merge așa cu galben, cu toate culorile acestea și e foarte faină și aceasta. Următorul produs, ia să vedem, tot o rochie, tot un compleu. Mi se pare că acolo pe site-ul celor de la Shein sunt modele astea pe care nu le găsești de obicei, foarte colorate, cum este și aceasta pe care tocmai v-am arătat-o, galben, așa cu multe culori. Sper să nu se facă foarte urât după ce o spăl, să se decoloreze culorile, dar parcă așa pentru copii întotdeauna îmi place să aleg chestii care sunt colorate, care sunt faine. Asta este un de pies. Încă o dată, dar piesele sunt o rochie și o pălărie. Aceasta este pălăria. Nu, asta nu cred că îi vine. Asta e mai mult ca o bască, așa. Sau nu știu cum ar veni. Pălăria asta mi se pare atât de mică. Nu știu dacă mică la circumferință, cât mică la aici, unde se încapă capul, nu trebuie să intre capul cu totul, are și un elastic care să o țină. Nu știu, trebuie să o probez ca să-mi dau seama cum vine. Iar rochița este tot în același model, dar este o rochiță cu spatele gol. De fapt, așa este fața. Așa vine aici în partea din față, este ca un sarafan, iar în partea din spate are aici o fundă mare, are elastic aici la spate, nu știu dacă puteți să vedeți, și o fundă. Dar ce faină este asta! Și este un bumbac atât de subțire și atât de fain. Da, deci asta chiar este ok. Sper să-i și vină. Nu știu, Corina a mai crescut între timp, cred că trebuia să iau o mărime mai mare, 110, dar am zis că acum, pe timpul verii, să nu-i vină așa mari și largi și să-i stea bine pe ea și pălăria așa. Deci așa este compleul acesta. Ea și l-a ales, că a văzut că are pălărie și a vrut să și așa și cu pălărie. Da, mi se pare că e super, super drăguțică și foarte faină și materialul este fain. Deci chiar nu spui că este chinezărie. E un material foarte fain, deci foarte, un big like
pentru compleul acesta. Ia să vedem. Următorul produs, tot o rochiță și tot pentru Corina, bineînțeles. Este așa, o rochie din aceasta cu voal. Aceasta nu este din tiul, este dintr-un voal, dar voalul este foarte fain. Deci chiar calitate foarte bună produsele de astăzi. Pe dedesubt are o jupă care este din același material precum compleul pe care vi l-am arătat mai devreme. Adică este un bumbac, o pânză. Deci chiar nu este sintetic și rochița este așa foarte faină cu breteluțe. Aici vine așa și bretelele astea sunt faine, chiar dacă le mai ies ațele pe aici, dar se curăță. Pentru că pot fi făcute mai mici și mai mari, adică rochița asta poate să fie purtată două veri sigur, dacă nu e distrusă între timp. Pentru că are aici chestii din astea și pot fi lărgite sau scurtate aceste breteluțe. Sunt foarte curioasă ce o să zică Corina când o să le vadă. Cred că o să fie super bucuroasă. Și așteptăm să vină vara să le poarte. Deci chiar e faină rochița asta, așa, culorile pastel. Încă un like și pentru produsul acesta, care din punctul meu de vedere își merită banii. Următoarea rochiță este una din categoria inimioare, pentru că, așa cum vă spuneam, aceasta a fost dorința ei. Și este pe alb. Asta este un pic mai sintetică. Nu este chiar foarte faină. Ia să văd eu dacă cumva are și în ea sintetic. Să vedem. Cred că mi-a plăcut foarte mult imprimeul și de aia am cumpărat-o. Dar zice că are 80% coton și 20% poliester. Da, se vede la material că nu este 100% bumbac, dar este făinuț, așa, în zile mai răcoroase, când nu transpiră foarte tare. Mi s-a părut super, super drăguț, așa, pe alb și are aici la mânecă acest detaliu, nu știu cum să-i spun, care este oarecum croșetat sau nu știu cum să spun aici, iar la spate are fermoar, are un fermoar ascuns care vine până jos, nu? Sau stai să văd, să nu fac vreo prostie. Da, vine până jos, să nu trag de el aiurea. Și se îmbracă așa. Da, deci este chiar foarte făinuță și aceasta. Păcat de materialul acesta în care probabil că o să transpire. Dar o să vedem. Merge așa în zile mai răcoroase. Și este și lărguță, deci nu cred că o să stea pe ea să o strângă și să fie foarte inconfortabilă. Da, este faină, nu? Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult imprimeul acesta. Parcă îmi plac lucrurile acestea mai deschise, mai cu alb, așa, dar când mă gândesc că o să vină vara și o să intre cu ele la groapa cu nisip, nici nu vreau să mă gândesc. Și încă o rochie. Ia să vedem următorul produs. Am luat cam multe, nu? Parcă nu mi s-au părut multe atunci când le-am pus în coș, dar acum când le desfac. Dar erau super faine și aceasta este așa. Materialul este fain, este bumbac, este o pânză din aceasta foarte faină și așa să o vedeți cum vine. Are un umăr plin și pe un umăr vine o bretea din aceasta care nu se poate ajusta ca lungime, dar cred că îi vine Corinei. Și așa vine fusta destul de cloș. Da, foarte fain. Sunt produsele acestea. Chiar am cumpărat chestii faine și spun eu că de calitate. Iar prețurile au fost destul de acceptabile și modele mai diferite, mai roz, mai colorate, mai frumoase pentru fetițe. Și mai am una. A, bineînțeles, vă spuneam la început că a cerut și ceva cu unicorn, dar din ce mi-aduc aminte, nu prea am găsit modele cu unicorn care să fie și din bumbac. Și aceasta a fost una dintre rochițele pe care le-am găsit. Nu prea mi-a plăcut mie așa, dar am zis că să o cumpăr. Dacă a vrut unicorn, să îi cumpăr și una cu unicorn. Este albă, simplă. Încă o dată, cred că am ales foarte multe pe alb, dar e ok, spun eu, și materialul e ok, bumbac, nu,
Nu vă așteptați să fie bumbac din acela de foarte bună calitate, dar e ok. Și merge pentru vară, câteva purtări acolo, se potrivește. Și cam acestea cred că au fost produsele pentru Corina, din ce văd eu aici, că mai sunt doar câteva chestii, două chestii mai mici. Încă o dată vă spun că sunt mulțumită de calitatea produselor, de calitatea rochiilor acestea. Am grijă mereu să aleg rochii care au sau produse de haine care au bumbac în compoziție, pentru că acesta este un lucru foarte important, chiar dacă sunt un pic mai scumpuțe, să spun cu un euro sau doi față de cele care au numai sintetic în ele, dar sunt super faine și abia aștept să o îmbrac pe Corina și abia aștept să vină vara cu ele și per total mi se pare că au o calitate ok și modelele sunt super faine, nu găsești aici. Iar de multe ori, să știți că am mai cumpărat și de la H&M sau de la Zara și materialele sunt asemănătoare, adică nu e o diferență foarte mare. Și acum trec la produsele pentru mine și anume la cele de produse de femei însărcinate, produsele pentru femeile însărcinate. Am două produse, văd că acestea sunt puse în pungă cu Shein, din aceasta cu zip, și mi-am cumpărat de data aceasta două perechi de colanți, din ce îmi amintesc. Aceasta este o pereche pentru că m-am gândit eu că vine vara și o să-mi fie foarte cald și o să am de dus sarcină aproape toată vara până la sfârșitul lui august. Și mi-am luat o pereche de colanți, așa ca niște budicăi arată colanții aceștia. Sunt pentru femei însărcinate, sunt cu burtică, iar aici ce îmi place la produsele acestea pe care le-am comandat de pe site-ul celor de la Shein este că au acest elastic. Cred că știți foarte bine, mai ales femeile însărcinate, care poate fi strâns. Are aici un nasture și îl poți ajusta în funcție de cât de mare este burtica. Ia uitați! Poate fi strâns așa și atunci e mult mai confortabil, să spun. Îl poți ajusta și îl poți purta pe mai multe luni de sarcină, nu doar pe o anumită perioadă, să spun, la sfârșitul sarcinii când e burtica mai mare, ci pe toată vara. Sunt și aceștia foarte faini, sunt un bumbac de foarte bună calitate și pentru prețul pe care l-au avut, mi se pare că am făcut o afacere foarte, foarte bună. Iar ultima pereche și ultimul produs este tot o pereche de colanți, dar de data aceasta pe culoarea pielii și sunt din aceia strâmți. Nu sunt ca pantalonii scurți sau nu știu cum să spun, ci sunt de purtat așa pe dedesubt. Și aceștia sunt pentru burtică. Vedeți că aici în față au forma aceasta de burtică și presupun că se întind, că ăștia mi se par că sunt așa mai pentru perioada asta, adică la cât am de purta de mare acum, s-ar putea să fie numai buni, numai potriviți. Eu m-am gândit că o să port foarte mult în perioada următoare când o să vină căldura rochii și atunci pe dedesubt să-mi iau acest gen de colant pentru a îmi fi mai confortabil, mai ales că vine vara, transpirăm și o să vedem. Aceștia sunt din licra, sunt din material din elastic, deci cred că se întind și ei și sper să pot să-i port pe toată perioada sarcinii. Și cam atât. Acestea au fost produsele de la Shein. Haul-ul de astăzi în care v-am arătat foarte multe hăinuțe pentru fetițe, ce să fac, asta e, în curând o să vină și vara și o să le putem purta pentru că abia aștept, sunt în majoritate rochii de vară, dar am zis că să fim pregătiți, că nu se știe niciodată când apare vara și o să trebuiască să ne îmbrăcăm adecvat. Încă o dată spun că sunt foarte mulțumită de calitatea produselor de la Shein, cumpăr mereu și probabil că o să vedeți regulat de acum înainte aceste hauluri pe canalul meu, mai ales că e perioada și în care o să cumpăr multe haine pentru femeile gravide și acolo sunt multe modele și accesibile din punctul meu de vedere ca preț. Așadar, încheie aici. Aștept să-mi spuneți și voi în comentarii părerea voastră despre produsele de la Shein, dacă ați cumpărat, dacă sunteți mulțumite și dacă o să mai cumpărați produse de la ei sau care este motivul pentru care cumpărați haine de pe site-ul celor de la Shein.
Închei, gata, ca să nu mă lungesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit. Mă puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram. Scrieți-mi acolo dacă aveți întrebări sau dacă vreți să-mi spuneți ceva. Cu mare drag o să vă răspund. Vă mulțumesc așadar și până data viitoare vă pup. Pa, pa! Child, when you're out on your own, a million miles from home.